Bună dimineața! Aici s-au servit niște mese deja. Toată lumea e bine. Everybody. Bineînțeles că revenirea acasă începe cu o vizită la Auchan. Trebuia să cumpăr neapărat pui la asistentă. O jumătate de pui avem aici. Și am cumpărat pentru noi să fac o supă, niște legume de supă. Cred că legume de supă sunt. Oricum sunt ok. Și niște baby morcov, toate cumpărăturile au costat 66 de lei. Am luat rezervă din asta de la Pirifan, sare de Himalaya cu mix de ierburi de Provence. Văd că i-au pus iod și la asta. Am găsit acest Ursus Cooler cu aromă nouă, ananas și guava. Ăsta l-am primit gratuit, ca mostră. Era o domnișoară drăguță care le împărțea. O testăm imediat. Am luat un DAF de ăsta cu aromă de rodie, cred. 14 lei, cred că a fost, dar că era redus, dar mă rog, nu mi se pare așa redus. Un lapte, niște pulpe și o apă minerală. Aici avem 70 de lei aproape. Bună dimineața de acasă, v-am pus aici frumușel. Îmi savurez cafeaua. Mă rog, mai am un rest din ea. Mi-am împrospătat aici ghivecele. Aici am niște busuioc pus mai de mult și o să pun și niște cimbru, cred, în cealaltă jumătate. Aici e un ghiveci pe care l-am, e cu verde, pe care l-am cumpărat acum ceva timp pentru Eva. Și se uscase floricica de atunci. I-am plantat un aloe vera pentru că astea rezistă mai bine. Cred că am pus o floricică prea mare. Mai am pe aici una mai mică. Le țin așa în păhăruț până când prind rădăcini, le mai am și pe dumnealor, tot așa, aici, până prind rădăcini și o să grădinărim în casă deocamdată, că trebuie să împrospătesc pământul la flori, la mai toate florile. Probabil se trage din cauza că udând florile se scurge și din pământ. O să avem treabă multă. N-am schimbat încă lenjeria aceea cu fulgi. Suntem deja aproape în a doua săptămână. Se termină prima săptămână din aprilie și eu sunt tot cu lenjeria de iarnă. Știți că eu stau la bloc săptămâna trecută. În continuare am avut căldură și ardeau caloriferele cum n-au fost toată iarna, mai calde decât toată iarna. Deși afară au fost 20 și de grade, chiar și 27. Acum am vorbit aici la administrație și s-a oprit din subsol, nu știu dacă Radet sau Termoenergetica a oprit furnizarea de căldură la 25 de grade afară, probabil că nu, ca să ne mai stoarcă de niște bani, că tare mult am plătit la întreținere iarna asta. Ieri după amiază ne-am întors din excursie, dar n-am mai filmat. În primul rând pentru că nu mai aveam nici energie, nici baterie la telefon. Și probabil nici spațiu, nici memorie. Acum am reușit să editez clipul ultimul de dinainte să plecăm. O să vedeți că a fost o plimbare cu peripeții. O să vă povestesc mai multe. Cred că o să fac un clip separat pentru asta, ca să poate ajut alți oameni să nu pățească ce am pățit noi. Și da, ieri am făcut curățenie, nu știu ce a făcut Kitty în casă, că am găsit praf și păr peste tot. Deloc n-a fost atentă, n-a dat cu mopul, n-a dat cu aspiratorul. Îmi pare rău că nu m-am gândit măcar să îl pornesc pe Blue. Blue este mopul acela cu aspirare, roboțelul care și aspiră și spală. Și el poate fi controlat automat dintr-o aplicație de pe telefon. Gata masajul, că de asta v-am întrerupt așa, a venit doamna care îmi face masaj, vine acasă. Haideți să vă arăt ce am cumpărat de la Roma, pentru că n-am făcut cumpărături. Am cumpărat pentru mama și pentru vecina câte un magnet dintre ăsta cu papa de la Vatican. Și pentru aici, pe frigider, un magnet tot de la Vatican cu pictura din, cu o parte din pictura din Capela Sixtină, așa ca amintire, că asta mi se pare cel mai important mie de la Vatican. Asta este cu catedrala Sfântul Petru, cea mai mare catedrală din lume, pe care din păcate nu am putut să o vedem în interior, că era o coadă incredibilă, 3-4 ore lejer se stătea acolo. Intrarea este gratuită, dar e foarte aglomerat. Planul meu de acasă fusese ca în a doua zi, a treia zi de fapt,
cea în care vizitam Vaticanul, am avut bilet achiziționat cu intrare cu fast track line de la ora 9, până la Sfântul Petru se deschide la 7, planul era să ne trezim de vreme, să mergem la 7 să vizităm catedrala și apoi la Capela Sixtină, pentru că sunt foarte aproape una lângă alta. Însă, cu două nopți nedormite, nu am mai putut să ne trezim dimineața, adică a fost oricum un tur de forță. Și pentru, ca amintire așa de la Roma, l-am luat pe ăsta cu Coloseum, cu Panteonul și aici cred că e clădirea aceea cu Vittorio Emanuele. Mi-ar fi plăcut să avem Fontana di Trevi. Sau este Fontana di Trevi? Ba da, este Fontana di Trevi. Un magnețel. Și pentru că eu când am fost la Sevilla, mi-am propus să cumpăr păhăruțe din astea. Am zis eu că o să găsesc cam peste tot, dar n-am găsit. Bine, nici n-am avut timp să căutăm, că n-am mai stat și de-astea. Așa că mi-am luat tot păhăruț, dar într-o altă formă. La Sevilla aveau și din astea mai mici, dar am zis să-mi iau unul mai mărișor. Probabil n-a fost o idee bună să-l iau pe ăsta mai mare, că nu o să găsesc peste tot, dar de-astea mai mici o să găsesc peste tot. Nu știu unde trebuie să mai merg odată, la Roma sau la Sevilla, să mai iau un pahar de ăsta. Îl avem și pe ăsta, adică am trei deocamdată. Pe ăsta mi l-a adus Eva când a venit de Crăciun. E de la Costa del Sol, Malaga. Nu e o colecție prea omogenă, ca să spun așa. Dar, hei, este o colecție. Farfurii, nu știu dacă ar fi fost interesant să iau și farfurii, dar probabil ar fi fost mult mai neomogene decât acestea. Așa, păhăruțele astea, om vedea, le folosesc eu cumva de-a lungul timpului. Astea sunt toate cumpărăturile. Am pus să fac o mămăliguță cu cottage cheese și cu ou fiert, cu ouă fierte și poate ieșim un pic la aer. Să vedem, după amiază. Am pus și sarea asta de Himalaya cu ierburi de Provence în râșniță. V-am spus că eu cumpăr rezerve din acestea în punguță pentru că prețul este mult, mult, mult mai mic decât dacă aș cumpăra de fiecare dată. Conținutul cu tot cu râșniță, adică, nu știu, râșnița asta costă pe la 18 lei, iar o punguță de asta costă pe la 4 lei. Deci o mare diferență, cantitatea fiind aceeași, de fapt. Și facem și, nu neapărat economie, protejăm planeta, generăm mai puține reziduuri, că nu-mi place să arunc sticla asta de fiecare dată. Nu am mai filmat decât mămăliguța pe care am mâncat-o, vă spuneam, cu ouă și cu cottage cheese, că n-am avut chef de mâncăruri mai complexe. Am spălat deja câteva mașini de rufe și voiam să vă arăt tricoul ăsta, n-am apucat să-l port la Roma, din păcate, îmi place foarte tare, o să-l tot vedeți și pe el. Cămașa asta, wow, cât de mult mi-a plăcut, foarte, foarte colorată, foarte drăguță. La fel și tricoul roz de la H&M, l-ați văzut, foarte confortabil, excepțională culoarea. L-am avut în ziua când am fost la Vatican, împreună cu cămașa aceasta și cu, vă arăt și mai eu-l imediat. Suntem aici la uscător, că v-am zis că am spălat. Acesta e foarte, foarte confortabil și foarte bun pentru layering. L-am văzut și în nuanța baby blue și cred că o să mai comand unul la același model, altă culoare. Am purtat și șosetele astea cu pietricele, foarte drăguțe și ele și foarte confortabile. Nu cred că aveau cu alte culori decât alb. Am două perechi, îmi ajung, dar o să mai caut pe unde mai văd șosețele din astea cu model. Pentru că se uzează foarte tare cu șosetele, nu știu de ce. Și cam atât de aici. Iar domnișoara doarme grămadă. Aici am un teanc de tricouri pe care le-am scos de prin șifonier și vreau să le spăl ca să le reîmprospătez mirosul. Sunt nepurtate de vara trecută. Și iartă-mă, draga mea, că te-am deranjat. Da, domnișoara, continuăm treaba. Cuțele astea de la Shein sunt foarte practice, dacă vă faceți la ei comandă să le păstrați pentru când o să călătoriți, că au sistemul ăsta de prindere foarte ușor și... tocmai aici, nu am închis-o. Dintre bijuterii am purtat într-o zi cercei ăștia, dar mi-am pus foarte târziu. Sunt ușori, din fericire, însă avem o problemă.
Mă rog, voi n-aveți nicio problemă. Eu am o problemă în ceea ce privește acest cercei. Sistemul de prindere este ciudățel, n-am mai avut așa ceva. Accesoriul ăsta lung este pe treaba asta care intră aici. Ăsta e doar fluturașul care stă în ureche. Unul dintre ei este foarte fix și stă ok. Celălalt mi-a ieșit și mi-a și căzut. Noroc că l-am... am simțit când a căzut și l-am recuperat. O să trebuiască să dublez chestia asta, asta, adică, cu încă o din aia de cauciuc, ceea ce înseamnă că nu o să-i prea pot purta când călătoresc. Trebuie să fiu pe acasă ca să am accesorii la mine, dar cercei ăștia sunt super, 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 super drăguți. Chiar își fac toți banii. Știți că mie îmi plac cercei lungi. Lanț am purtat într-una din zile, l-am purtat doar pe acesta, alb. Ăsta e tot de pe Shein. Astea nu le-am purtat, scuze. Aici avem un parfumel de la Yves Rocher, a fost în calendarul Advent, doar pe el am avut. Apă de parfum, nu văd ce scrie acolo, dar l-am folosit în fiecare dimineață, dar să știți că nu l-am simțit pe mine peste zi. Cercei ăștia mi-au plăcut maxim. Încerc să inserez și poze, să vedeți cât de colorat și cât de efect sunt. Și ochelarii ăștia de la Sensei iarăși mi-au plăcut maxim. Să vedem cu ce asortăm și pe cei roz, dar ăștia sunt cu cămașa nouă de la Sensei, sunt ceva de vis. O să-i tot port probabil și o să mă vedeți cu mult roz, cu siguranță. Treaba asta cu strânsul plovărelor și scosul hainelor de vară nu prea îmi place, dar din punct de vedere al organizării mi se pare că așa este cel mai eficient, să le pun separat în funcție de sezoane și să le pun sus în dulap. Nu prea îmi place treaba asta, o să vă spun cu toată sinceritatea. Acolo sus țin hăinuțele de iarnă, ați văzut că am pus plovăre, multe din preferatele mele, am păstrat doar câteva pe ăsta, așa vernil cu dungi. Pe ăsta mi-amintesc că l-am purtat anul trecut pe vremea rapiței, deci îmi mai trebuie. Ăsta e subțirel, ăsta este așa și așa, nu-i foarte gros, ăsta la fel, ăsta la fel și ăsta la fel. În rest, nu cred că am... mai am. Uite că-l mai am pe ăsta galben tot de la Bonprix. Trebuie să revenim, oricum nu mi-a stat capacul acolo, am vrut să vă arăt unde le pun. Iar aici avem tricourile de vară. Și o să vedem, pentru că multe dintre ele sunt foarte vechi și destul de uzate, ca de exemplu ăsta. Nu ăsta, am altul roz de tot de o nuanță de asta. Și cred că e din 2007, cred că e. Și nu mă îndur să renunț la ele, le-am tot purtat ba prin casă. Vă doresc o zi frumoasă. Ăsta mi-a plăcut așa foarte mult mesajul, dar trebuie să mai schimbăm din tricouri, pentru că multe dintre ele sunt vechișoare, ăsta are vreo 3 ani deja. Probabil s-a văzut dubios de la voi treaba de pe ușă. Treaba de pe ușă este cearșaful de pat. Am spălat lenjeria de primăvară. Acesta este cearșaful de pat. Nu l-am împăturit pentru că s-ar fi șifonat destul de tare. Eu nu le calc, le usuc așa întinse și l-am lăsat agățat aici până o să schimb în sfârșit fulgii aceștia. Avem aici și restul de primăvară. Avem floricele, ce credeți? Asta e lenjeria de la Ikea. Îmi place foarte mult. Îmi place și imprimeul și mi se pare că e cea mai potrivită pentru primăvară. Adică n-aș fi putut găsi ceva mai potrivit pentru primăvară. Deși să știți că atunci când am luat-o pe ea, nu... am luat-o pentru că mi-a plăcut. Mă rog, nu este o lenjerie propriu-zisă. Am combinat eu cearșaful ăsta cu plic și cu două fețe de pernă din acelea cu flori. Am fețe de pernă și așa și mai am unele un roz deschis. Nu mă gândisem atunci, vă spuneam, să fie lenjerie de primăvară, dar ulterior nu știu unde să vă pun. Gata, m-am hotărât să vă pun acolo. Să știți că sunteți după cutie, că aș vrea să vă povestesc și să împăturesc între timp, că am mai găsit destul de multe plovăre în șifonier și aș vrea să le pun și pe ele în cutii. Atunci nu... când am luat, cred că abia am apucat să-mi defăcut vloguri când am luat lenjeria aia. E a doua primăvară a ei și am purtat-o la început în toate sezoanele, sau mă rog, indiferent de sezon,
Și după aceea, când m-am hotărât să am lenjerie în funcție de sezon, am folosit-o doar primăvara. Ăsta e un alt plover super drăguț și moale și pufos de la Bompri și am constatat că am multe. L-am păstrat pe ăsta roz în șifonier și ăsta care e de departe preferatul meu din toate punctele de vedere, mă rog, un fucsia. Și v-am tot zis eu că înclin să cred că o să se poarte acest roz și să știți că se poartă plovărul așa ca plovăr, dar se poartă foarte mult plovărul ca accesoriu în loc de șarfă, așa, pe umeri. Și o să vă arăt ce am descoperit și eu. Știți că am comandat de pe Shein minunile alea de accesorii. V-am arătat cum mi-am prins un tricou. Am avut unul și în excursia de acum din Italia. Mi l-am luat pentru cămașă și, sincer, nu o să mai plec în nicio excursie sau undeva așa în călătorii, chiar nu neapărat foarte lungi, chiar și pentru o zi în care pleci pentru mai multe ore, nu o să mai plec fără un asemenea accesoriu și o să vă exemplific altă dată de ce, dar e foarte bun dacă te hotărăști să spui un plover așa pe umeri, dacă ai o treabă de aia, de care eu bineînțeles că n-am aici, că de ce aș avea, poți să îl prinzi așa, că nu-mi plac înodate, sincer, plovărele, dar dacă îl prinzi cu o agrafă de aia o să stea, în primul rând că o să stea și nu o să cadă și o să arate și foarte elegant. Dar revenim la subiectul ăla. Acum un pic mă grăbesc să termin cu plovărele astea pe care le-am scos din șifonier, să nu le las așa pe toate în mijlocul patului. Lenjeria o să o schimb mai târziu. Deocamdată mă grăbesc să plec, am o programare la pedicură. O reprogramare la pedicură. Am fost programată, am avut o programare înainte să plec pentru că nu e un moft, e o problemă dacă nu îmi scoate cineva bine bătăturile care îmi cresc pe sub unghie, mi se inflamează și efectiv nu mai pot să merg. Acum sunt în stadiul în care trebuia să merg acum o săptămână și se simte, adică mă jenează, m-au durut bătăturile alea și în excursie, dar datorită modificărilor de zbor și la toată nebunia cu plecarea, adică nebunia cauzată de cei de la Wizz și de cei de la Kiwi, despre care o să povestim altă dată, n-am mai apucat, a trebuit să-mi anulez programarea aceea și să-mi reprogramez. N-am ce să fac, asta e. Atât s-a putut de data aceasta cu programarea la unghii. Punem plovărașele în cutie și sus în dulap și vă mai filmez și de la unghii. Voiam să vă arăt și batoanele proteice acelea, că m-ați întrebat cum sunt. Sunt foarte mișto. Asistenta mea doarme în frunt. Stă la soare, draga de ea. Stați să o răsucim un pic, să o bată așa pe tot corpul mititica. Avem soare și la peștuci. Cred că ar trebui să-i tragem mai în față ca să se bucure și ei de soarele ăsta frumos. Așa, dragilor. Sigur că da. Iar ăștia mici, să știți că tot cresc, adică se vede bine diferența. Sunteți pe GoPro, nu-mi dau seama cât de mult vedeți voi, dar, hei, au crescut, dragii de ei. Poate ar trebui să-l, GoPro-ul fiind acvatic, poate ar trebui să-l pun în acvariu, să facem un timelapse cu peștuci. Am trecut la saboți, dragilor, că, mă rog, șlapi. Nu mai rezistau unghiile mele să stea în Adidas. Cred că sunt un pic prea dezbrăcată. E răcoare și o să se facă și mai răcoare în aproximativ o oră când o să mă întorc. Foarte ciudată vremea. Multă lume este în tricou. Eu am cămașa asta cu cunecă lungă, dar nu e așa de cald și bate vântul. Așa la soare e bine. Cântec de păsărele, foarte frumos. Și mi-am luat rucsacul ăsta pe care îl iubesc efectiv. L-am avut la mine în vacanță. Și o să vi-l mai arăt mai târziu, pentru că e rucsacul antihoți. La Roma a fost mănăcerească, nu mi-a fost niciun pic frică că mi-ar putea cineva umbla prin buzunărașe, ceea ce e mare lucru. Mă opresc întotdeauna să admir florile. Am și eu în grădină copăcei din aceștia, dar la mine n-au înflorit. Am ajuns la programare, la Magic Salon, unde vin eu la Corina. Am primit și o măgura nouă cu cheesecake și rodie. N-am testat-o, dar sigur e interesantă.
Și am ales un roz. Ce credeți? Și îmi iau unghiile roz spre casă. Bună ziua, dragilor! Este deja luni după amiază, ora 1. Aseară n-am mai vorbit cu voi, mi-a căzut și cercelul, nici n-am schimbat lenjeria, am fost efectiv frântă. Am făcut o plimbare mai lungă înapoi spre casă, de la Magic, unde mi-am făcut pedicura și am ajuns obosită, foarte obosită. Acum știți că mă tot plâng eu de oboseală, sunt din ce în ce mai obosită. Nici nu știu când am fost ultima oară odihnită. Mă rog, azi dimineață m-am trezit ok, adică m-am odihnit bine peste noapte. Sunt la bucătărie, fac o supă de pui și o să fac și niște copănele pe care probabil o să le las doar așa ele cu sălățică. Și asta e mâncarea de astăzi. Legumele sunt din astea direct tăiate, congelate, nu prea am timp. Uneori mai pun și extra, sau mă rog, pun extra atunci când am legume care zac de prea mult timp prin frigider. Nu este cazul acum, așa că pun doar din astea de la cumpărate și facem și copănelele și salata și ne auzim mai târziu. Mi se pare prea lipsită de culoare dumneaei, așa că am mai... O să tai niște roșii, am două, și am pus și niște ceapă, jumătate de ceapă, de fapt. La o căutare mai amănunțită prin frigider am găsit și niște usturoi, avea frunzele cam uscate, usturoi proaspăt verde, așa că, pentru că îl iubesc pe dumnealui, o să-l adaug aici, am adăugat și niște fasole verde peste pulpițele astea și o să avem o mâncare de fasole verde cu pulpe și cu mult usturoi. Usturoiul l-am tăiat un pic și o să-l adaug cu un pic de apă și cu un pic de sare la NutriBullet ca să-l fac pastă, că nu vreau să-l gătesc prea mult, să fie așa ro. Și pentru că n-aveam culoare, am adăugat două roșii uscate dintre acelea la borcan. Vi le-am arătat eu, o să vi le arăt imediat ce termin de amestecat, că doar două mâine am. Una țin camera, una amestec și roșiile n-are cine să vi le arate. Dacă nu vă place usturoiul, nu faceți asta. Astea sunt roșiile mele. Sunt pentru antipaste, sunt în ulei, dar să știți că n-am scurs cu tot cu ulei. Arată foarte bine, miroase foarte bine. Am gustat, să știți, întotdeauna gust. Haideți la masă! Cam asta a fost, dragilor, vlogul acestui weekend și zilei de luni. Vă mulțumesc că v-ați uitat și vă mai aștept. Pa!